Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 5 septembrie 2024. Meditează la Sfintele Scripturi. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Psalmul 119, versetul 15. Dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, ai nevoie de o dietă consistentă și solidă din Scriptură. Și știi ceva? Nu există contraindicații și nu vei depăși niciodată dieta pe bază de Scriptură. Nu există înlocuitor, nu există niciun supliment. Poetul T.S. Eliot a spus: tot ceea ce mâncăm are un anumit efect asupra noastră. Ne afectează în timpul procesului de asimilare și digestie. Și cred că exact același lucru este valabil și pentru tot ceea ce citim. Am încheiat citatul. Deci putem spune că suntem nu doar ceea ce mâncăm, ci și ceea ce citim. Dar să facem un pas și mai departe. Să citești fără să meditezi este ca și cum ai mânca fără să digeri. Dacă vrei să absorbi nutrienții, nu poți doar să citești, ci trebuie să rumegi ceea ce citești. Meditația este modul în care metabolizăm Scriptura. Așa ajunge cuvântul lui Dumnezeu în duhul și în sufletul nostru. Scriitorul francez Jacques Reda avea un obicei special. Se plimba pe străzile Parisului cu scopul de a observa câte un lucru nou în fiecare zi. Acesta era modul în care își reînnoia dragostea pentru oraș. La fel ne putem înnoi și noi dragostea pentru Dumnezeu. Dragostea noastră crește pe măsură ce vedem noi dimensiuni ale personalității sale, iar personalitatea sa este dezvăluită cu precădere pe paginile Bibliei. Oare cum ar fi dacă ne-am apropiat de cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi pentru a descoperi un lucru nou, așa cum făcea Jacques Reda când mergea pe străzile Parisului? Simplu, ingenios, eficient, nu-i așa? De fapt, acesta este secretul creșterii spirituale. Nu poți doar să citești Biblia, ci trebuie să și meditezi la ea. Lectura oferă lărgime înțelegerii noastre, dar meditația oferă profunzime. Dacă citim Scriptura și medităm la ceea ce citim, înțelegerea noastră despre Dumnezeu și experiența noastră cu El este unidimensională. Biblia este ca un caleidoscop. De fiecare dată când o deschizi, ți se dezvăluie un alt tipar frumos al adevărului. Așadar, citește și meditează la ceea ce citești din Biblie.